Vă invit la cea mai bună, cea mai gustoasă, cea mai ieftină și cea mai care se face cel mai ușor salată. Roșii, tem roșii, tem castraveți, ceapă și frunză și depinde cum avem în grădină. Un pic de mărar, dacă avem, dacă nu, nu. Un piculeț de sare după gust, un păhăruț de ulei și un păhăruț de oțet. Dacă avem oțet de mere, cu atât mai bine. Deci, poate fi o salată simplă de tot, doar din castraveți și roșii, dar pentru că am avut în grădină, am pus și ceapă, cepuță, cepulică, cum ziceam când eram mici, frunză și partea care e în pământ, ceapa propriu-zisă. În momentul servirii desașează în farfurie, se omogenizează cu mâna sau cu o lingură de lemn, nu uitați, iar când se așează în farfurie, se asezonează cu puțin piper deasupra, depinde de gusturi. Piperul este foarte bun pentru că întărește imunitatea. Nu mult, că strică, cei mult strică. Deci, salata asta o poate face și un copil. Poate fi servită simplu, ca și de post, ca și salată de post, dar se poate servi și cu 2-3 ouă fierte tari deasupra, tăiate feliuțe. 2-3 ochiuri, cu un cârnăcior, cu câteva felii de salam, parizer, cu pulpiță, cu aripioară, în diverse variante. Da. Piciorul mi-e deja poftă, îi lasă gura apă, plouă în gură. Abia venit de la școală și o să-i pun și lui o porție de salată să servească. Deci e o mâncare ușoară, de vară, să găsesc roșii și castraveți în abundență. V-am spus, și un copil poate să o facă. Poftă bună vă doresc și vă aștept cu rețetele voastre. La fel de ușoare și la fel de simple. Și la fel de gustoase.